Sunt oameni de excepție, oameni ai satului, adevărați ambasadori ai satului românesc, oameni de o valoare inestimabilă. Este vorba de maestrul Nicolae Truță, este vorba de istoricul Geniscu și este vorba de interpreta de muzică populară autentică a Farea Calor. Estimăm, ne mândrim cu ei și am numit membrii de onoare asociației. Și vă declarăm că ne dau puterea să mergem mai departe și să muncim cu drag în tot ceea ce facem. Pentru că tot ceea ce facem nu înseamnă pur și simplu o acțiune. Înseamnă mii de ore de muncă, înseamnă nopți nedormite, înseamnă foarte multe minute la telefon, prietenii noștri care nu știu acest lucru, înseamnă foarte multe mail-uri, înseamnă o presiune care se pune pe noi odată cu fiecare acțiune. Dar rămâne cu bucurie, așa cum spunea părintele Arsenie Papacioc, că cu fiecare acțiune reușim să punem o cărămidă creștină în sufletul fiecăruia dintre noi. Și acum, la 2 ani de zile, înainte de a da drumul material pe care l-am pregătit privind activitatea asociației, vrem să aducem mici mulțumiri tuturor celor care ne-au fost și ne vor fi alături în continuare în această asociație. Nu vreau să dăm decât un singur nume, pentru că este fratele nostru mai mare. Este omul care ne-a sprijinit în tot ceea ce facem, chiar dacă în toate acțiunile au luat la dublețul. Este omul care, după părerea noastră, trebuie clonat și dus în fiecare localitate. Este omul care îi mulțumim din adâncul sufletului și îl asigurăm de toată admirația și dragostea noastră. Vă rugăm să-l aplaudăm pe domnul primar Maria Dauci. Da, vreau ca astăzi să nu vorbesc nimic. De ce? Credeam că am ajuns la momentul în care oamenii care s-au pregătit să ducă mai departe ceea ce am început cu domnul Truță în 2005, o vor face-o cu profesionalism. Sunt convins că așa va fi, de asta vreau să particip ca un simplu spectator sau invitat la această activitate de astăzi. Eu am semănat griu, astăzi se vede că am colțit și totul e în regulă. Mă bucur foarte mult, vreau să le mulțumesc celor care ne-au ajutat pe parcursul acestor ani, în mod special domnului profesor Călugheru și domnului contabil zgârcitul acestei asociații, cum îi spunea domnul profesor Marcel Duțu, care a știut să găsească de fiecare dată timpul necesar și să găsească sursele necesare pentru ca aceste activități să se îndeplinească. Eu am fost alături de dânsii și tot timpul și mă bucur că am putut să o fac, o voi face în continuare. Astăzi sunt fericit, mă simt minunat că a luat amploare și că acești oameni care s-au dăruit și au dăruit foarte mult din timpul liber, sunt apreciați pentru ceea ce fac. Da, și rugăm continuare pe un coleg al maestrului Nicolae Truță, care a cutreierat multe dintre ulițele acelea cu multă zăpadă pe vremuri și astăzi ne-am întors la zăpadă, să pizime de altă dată, pe domnul profesor Vasilescu să ne spună câteva cuvinte despre maestrul Nicolae Truță. Știu că dânsul a participat și a fost lângă mai a fost un bun prieten, l-am văzut în multe fotografii de familie alături de maestrul Nicolae Truță. Chiar dacă amândoi au fost nevoiți să plece din comuna natală, din satul natal, nu te nu seamnă în sol. Bună ziua! Iată-ne la aniversarea de cunoașterea maestrului Nicolae Truță, fără Nicolae Truță. Vor mai fi multe din acestea, la care vom mai participa și noi, cei care suntem mai în vârstă, dar bineînțeles sperăm din tot sufletul ca cei care ne urmează să îl comemoreze în continuare. Spuneam domnului profesor Călugăru, mai înainte și la Slatina, dânsul îmi spunea că Dobrețul a devenit un centru cultural și așa este, și i-am spus, n-ai avut noroc cu dânsul, dânsul a avut noroc cu n-ai. Pentru că dacă n-ai, nu se naște aici Dobrețul, posibil să nu fi fost această organizație. Mai întâi aș vrea să încep, pentru că este vorba de Dobrețul și pașii lui Nicolae Truță, nu cred că nu sunt înregistrați pe vreo cărare, pe vreo potecuță, pe un deal, o vale, o apă, peste tot. Un singur lucru aș mai vrea să mai spun, referitor la demersul făcut de domnul director al muzeului, domnul Luțică, referitor la faptul că numele Palatului Copiilor Slatina să fie atribuit Nicolae Truță. Nicolae Truță a muncit 40 de ani în această instituție de învățământ,
a depus mult efort și datorită lui suntem cunoscuți atât România, cât și Slatina, în toate colțurile lumii. În Canada, în Germania, în Franța și mai multe, chiar și în țările vecine, bine, astea sunt cunoscuți și dobrețuri. În cei 40 de ani de zile, v-am spus, a făcut foarte, foarte multe la Palatul Copilor. Și eu, ca să aud acum, eu am plecat. S-au întâmplat niște lucruri și am plecat la Palatul Copilor, sunt la Colegiul Tehnic Metalurgic. Dar ca să ți se reproșeze că n-ai făcut nimic în 40 de ani, este ceva strigător la cer. N-ai niciodată, nu s-a lăudat cu succesele lui. Chiar îmi spunea de foarte multe ori că la toate aniversările sau la expozițiile acestea de pictură, de artă plastică, era nemulțumit pentru că foarte puțin se vorbea despre cel care expunea și foarte mult despre el. Și venea și îmi spunea ce George iar a rămas nemulțumit. Păi de ce? Păi zice, nu s-a vorbit despre cutare, s-a vorbit mai mult despre mine. Nu îmi plăcea să iasă în relief. Eu l-am mai acuzat de foarte multe ori, de foarte multe ori acuzat. I-am spus, mă, zic, mai fă și pentru tine. Nu. Zice, fericirea mea, bucuria mea este când sunt alții mulțumiți, atunci sunt și eu mulțumit. Are nenumărate nume de artiști plastici, de pictori, cum avem pe Andreea Vlăduț. Era nelipsit din activitățile acestea culturale. Părerea mea este că poate ar fi fost mai bun cărușar decât cel care conduce Palatul Copilor Slatina. Naietruț a jucat căluși. A fost unul dintre cei mai buni aici în Dobrețu. Dobrețu, și îmi pare rău, nu știu dacă s-ar mai putea reînvia această tradiție, Dobrețu a fost renumit prin echipele de călușari. Mult mai renumit decât alte localități care se consideră superioare. Eu în Bulgaria nu am fost, la pe soția mea, nu știu, am povestit de fericire dumneavoastră. O să vă dau răspuns și la lucrul ăsta, însă mă simt dator să vă mulțumesc. Deopotrivă, domnule primar, deopotrivă, domnule președinte și stimați dobrețeni, pentru că ceea ce faceți dumneavoastră astăzi aici este un eveniment cultural de anvergură, cum nici la locul ăla care se cheamă oraș, în care ne-am mutat cu toții de la țară, nu cred că se întâmplă. M-ați emoționat cu acel film în care am văzut bustul lui Nicolae Truță, undeva în fața primăriei, cu o căciulă albă, cu o căciulă de zăpadă. Nu știu dacă v-ați uitat, n-avea epolese Nicolae Truță, avea parcă așa un fular din lână albă, maternă, care îi încălzea gâtul și încerca să sfredelească zidurile acestei școli și să ne vadă pe fiecare și să ne vorbească fiecăruia. Fulgii ăștia de zăpadă, care cad azi dimineață de când am plecat de la Slatina, cred că sunt semnele de prietenie a lui Nicolae Truță, sunt crâmpeie și petice din imaculatul sufletului său. Vă invidiez, domnule primar, că aveți o asemenea echipă aici. Noi glumeam Marcel acolo și atunci când Viorel v-a luat pe nepregătite și v-a pus să vorbiți, am vrut să-i spunem că deja vă pregătim pentru Drăgănești. Adică vrem să vă luăm să vă ducem acolo. Însă e bine să rămâneți aici alături de oamenii ăștia și să duceți mai departe un vis. Eu vreau să vă spun așa pe final, ca să dau un răspuns la mingea care mi-a ridicat-o la fileu cu geanta, ce însemna pentru Nicolae Truță geanta. Era acea straiță veche pe care o duceau bunicii când pe urmă când se întorceau de la târg și o așteptau copiii neștiind ce miracole acoperă. Când mă întâlneam cu Nicolae Truță, schimbam mesaje și de multe ori le recitam împreună. Și vreau să știți că Nicolae Truță, în perioada de conspirat aici, multe dintre amănuntele sufletului său, Nicolae Truță îl iubea foarte mult pe Vasile Voiculescu și de câte ori te duceai la atelierul lui, avea o poezie pe o ușă, ia inscripție pe o ușă de Vasile Voiculescu. Și tot așa de mult îi plăcea Octavian Goga. Mă punea să-i recit din Goga și îi recitam acea poezie miraculoasă, care cred eu că s-ar potrivi a dumneavoastră,
noi. Și am să vă recit o strofă în toată poezia, pentru că o știu. Îi plăcea tare mult să îi recit. La noi sunt cotii verzi de prad și câmpuri de mătase. La noi atâția fluturi sunt și atâta jale în casă. Privietori din alte țări vin doina să ne asculte. La noi sunt cântece și flori și lacrimi multe, multe. Vă mulțumesc! Domnilor, ce vreau să vă spun? Și mă repet, pentru că am spus și afară, îl cunosc pe Nae parcă de o veșnicie. Ce purta Nae în geantă? Desene, schițe, un creion tot timpul pregătit pentru o eventuală intervenție plastică. Purta în geantă materialul cules de o viață, maestria pe care o avea și cu care s-a născut. Purta în geantă satul natal, purta în geantă căpițele cu fân, purta în geantă orice colț de natură cu care se întâlnea și îi trezea curiozitatea. Așa era Nae. Mergea ușor, a plecat parcă de greutatea acestei genți. Ce să zic? Îmi pare, încă o dată îi spun, îmi pare rău pentru domnul Truță, pentru Nae, că nu este lângă noi. Acum ați înțeles ce purta Nae în geantă. Nae în geantă purta tot ce se putea purta despre artă, despre bine, despre tot ce este frumos. Asta era geantă lui Nae. Unul frumos, închis, și oricând deschis pentru cine dorea să privească. Vă mulțumesc! O să sperăm să mai bine, pentru că... Da. Așa cum ați aflat, se găsesc la noi niște listă. S-a făcut acel demers în urmă cu un an de zile pentru atribuirea denumirii Palatului Copiilor din Slatina, atribuind numărul maestrului Nicolae Truță. Îmi cer scuze, n-am reținut numele unui doamne profesor, director al acestei școli, acestui palat, care se află, cred că, pentru prima dată la Dobrețu. Aș vrea să o invit să ne spună câteva cuvinte despre maestrul Nicolae Truță și eu știu că nu este adevărat ce spun ceilalți despre maestrul, că n-a făcut nimica. Cum l-ați cunoscut dumneavoastră și ce amintiri păstrați Deci, Valeria Șoaică, cred că se aude. Da, se aude. Mă numesc Valeria Șoaică, sunt profesor la Palatul Copiilor, am fost și director. Îl cunosc pe domnul Struță de când am venit în Balat. Am foarte mari emoții. Ce pot să vă spun e că dânsul era un om deosebit. De o noblețe sufletească, cum nu am putut să-l întâlnesc. Așa credeți și noi și nu știu de ce totuși se aruncă cu noroi un articol care a apărut în presă a deranjat din nou multe dintre noutății făcuturii oltenești. Nu mă explic. Acum câteva zile am vorbit cu Lucian și chiar i-am zis, domnule, deci domnul director, noi profesorii de acolo nu avem nimic cu dânsul. Dar pentru omul Nicolae Truță trebuie făcut mult mai mult. Adică dânsul atât la nivelul municipiului cât și la nivelul palatului a desfășurat o activitate extraordinară. A știut să zădească în sufletul fiecărui copil foarte mult sufletul dânsului și l-a pus pe tabă și a învățat acești copii să-și creeze un drum, să devină ceva în viață. Și
pentru faptul că dânsul, pentru municipiul Slatina, pentru Palatul Copiilor din Slatina, a făcut atât de multe lucruri frumoase, deosebite, interesante, mi se pare foarte frumos din partea noastră și mai ales a profesorilor de la Palat, să spunem că acest palat merită acest nume. Dânsul, când l-am cunoscut, eu v-am mai spus, întotdeauna a fost de o... Deci, până acum, eu n-am întâlnit un om de o modestie extraordinară. Întotdeauna, toți cei din jurul lui au fost încărcați spiritual cu tot ceea ce dânsul a putut să ne ofere. Întotdeauna, de câte ori ne întâlneam, ne spunea o epigramă, o poezie, întotdeauna... Chiar am zis, domn Truță, trebuie să facem ceva, să scoateți aceste poezii, să aceste gânduri frumoase ale dumneavoastră, tot ceea ce cuprinde sufletul dumneavoastră și tot ceea ce puteți să oferiți prietenilor din jur, oamenilor, trebuie pus pe hârtie și trebuie să... Și acum chiar nu mă explic de ce unii oameni poate ar fi mai bine să tacă și să nu spună nimic. N-am înțeles și nu o să înțeleg niciodată de ce trebuie să spunem niște lucruri care de fapt nu sunt, care de fapt ne aduc așa o imagine foarte proastă ca și oameni și nu vreau ca profesorii de la Palat să fie făcuți cum au fost de fapt, adică nu știu dacă sunt niște handicapați și nu știu ce vor. Poate că noi știm foarte bine ceea ce vrem. Și de asta încă o dată spun faptul că câțiva dintre noi au semnat acolo, au semnat pentru omul Nicolae Truță. Și pentru ceea ce a făcut, pentru acest palat și pentru noi ca oameni. Pentru că de fiecare dată și sunt sigură când o să ne mai întâlnim și acum, toți au fost încărcați cu o emoție extraordinară. Și o să ne aducem în continuare aminte cu aceeași emoție și cu aceeași frumusețe sufletească de omul Nicolae Truț. Mulțumesc! Săptămâna a fost și o prima ta la Palatul Copiilor la Slatina, acolo l-am cunoscut și pe cel care i-a urmat la Catedra de Pictură de la Palatul Copiilor, un domn profesor care l-am rugat să vină la Dobrețu, este pentru prima dată la Dobrețu și aș vrea să îl cunoașteți, chiar dacă poate este timid și nu vrea să ne spună nimica. Este Sadan? A ieșit. Bun, o să-l cunoaștem, cel care îi urmează la Palat. În continuare, ca să mai dezamorsăm activitatea de astăzi, să ne bucurăm de câteva acorduri muzicale interpretate la pian de Adrian Radu. Să se pregătește în de față pentru o olimpiadă, poate ne spune după aceea și unde trebuie să participe, să ce vreau să pună. Da, olimpiadă, despre asta voi interpreta o poloneză militară de Chopin.